Un parteneriat, de fapt, între Primăria Orașului Mioveni, Poliția Locală, Poliția de Proximitate și Școala. Această campanie are caracter preventiv și a fost demarată ca urmare a creșterii numărului cazurilor de violență în școli. Prezentat elevilor o tematică, astfel încât aceștia să nu devină victime a unei infracțiuni. În speță, activitatea are un caracter preventiv și vreau să fie atenți la anturaj. La anturaj pornesc cele mai mari probleme. Și, bineînțeles, să respectăm normele de conduită în cadrul școlii și nu numai în cadrul școlii, și în afara școlii. Elevii școlilor și liceelor din Mioveni au fost extrem de receptivi și au participat activ la această campanie de informare. Pot să dau un exemplu la școala Marin Sorescu, Racovița, unde am avut cu ciclu 1-4, am avut peste 91 de întrebări puse de către copii. Deci vedeți că nu venim noi ca să le vorbim și ei să asculte la noi. Este o lecție deschisă, o lecție interactivă, unde ei pun... Copiii pun întrebări și noi le răspundem. Săptămâna viitoare va începe o nouă etapă a campaniei Combaterea violenței în școli, delicvența juvenilă. Atunci, cunoștințele pe care elevii le-au dobândit în urma acestei campanii vor fi verificate prin intermediul unor chestionare.